Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. O femeie în vârstă de 50 de ani care traversea strada neregulamentară a fost lovită de o mașină în apropierea comunei Trușeni și a ajuns la spital în stare gravă. De președinți și șef de guverne vor veni la Chișinău în iunie, unde vor participa la reuniunea Comunității Politice Europene. Maia Sandu le-a transmis invitația. Între timp, șeful grupului de mercenari Wagner insistă că oamenii săi au cucerit orașul Soledar din estul Ucrainei. Kievul neagă informația. O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită în plin de o mașină aseară la Trușeni. Victima traversa strada neregulamentar. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din secvențele surprinse de o cameră de bord a unei mașini se vede cum femeia de 50 de ani pășește peste banda de separare a drumului, cade, după care se ridică. Un șofer a observat pietonul și a oprit, iar în momentul în care aceasta începe să traverseze strada, un alt automobil o lovește în plin. La fața locului au intervenit polițiștii, dar și o ambulanță care a preluat victima. Femeia a fost internată la Institutul de Medicină Urgentă în stare gravă. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului. Rata inflației în Republica Moldova a scăzut la 30% luna trecută, după ce prețurile medii la consum la unele produse și servicii au scăzut ușor. În schimb, s-au înregistrat majorări la tarifele pentru serviciile prestate populației, în special în ceea ce privește energia electrică. S-au scumpit în decembrie și fructele, legumele, zahărul și produsele lactate, informează Biroul Național de Statistică. Prețurile medii de consum pentru luna trecută s-au majorat cu aproape 30% comparativ cu decembrie 2021. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la serviciile prestate populației cu aproape 45%. Produsele alimentare s-au scumpit luna trecută cu circa 32%, iar pentru mărfurile nealimentare prețul a crescut cu aproape 20%. Totuși, datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că luna trecută inflația s-a micșorat cu 1,2 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în noiembrie 2022, când era raportat puțin peste 31%. Dacă vorbim de inflația medie anuală înregistrată anul trecut comparativ cu 2021, aceasta s-a majorat cu aproape 29%. Prețurile de consum au crescut în special la întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, la transport, dar și la produse alimentare și băuturi nealcoolice. Pe parcursul anului 2022 au fost înregistrate creșteri mai semnificative a prețurilor la ouăle de găină, legume, zahăr, fructe, produse de panificație și cereale. A crescut prețul și pentru lapte și produsele lactate, carne și ulei. S-au majorat prețurile și pentru mărfurile nealimentare, cum ar fi materialele pentru întreținerea și repararea locuinței, încălțămintea și confecțiile. Scumpirile au fost determinate de majorarea prețurilor la combustibili și carburanți cu circa 36%. De exemplu, prețul la cărbune a crescut de peste două ori, la fel și la brichete și peleții din biomasă. Lemnele de foc și motorina s-au scumpit cu peste 36%, iar gazul lichefiat în butelii cu 25%. Benzina s-a scumpit cu circa 21%. Serviciile prestate populației pe parcursul anului 2022 s-au scumpit cel mai mult. O creștere semnificativă a prețurilor s-a înregistrat la serviciile energetice, de exemplu, lumina s-a scumpit de aproape 3 ori, iar gazul de aproape 2 ori. Totodată s-au majorat prețurile la serviciile transportului de pasageri și serviciile de alimentație publică. Potrivit Biroului Național de Statistică, acordarea de către guvern a compensațiilor pentru achitarea facturilor la gaz, lumină și căldură pentru consumatorii casnici a contribuit la atenuarea creșterii anuale a prețurilor medii de consum cu aproape 3%. Autoritățile nu știu câte persoane nu și-au primit încă lemnele la un preț redus. Așadar, în plină iarnă, peste 100.000 de moldoveni rămân fără lemne de foc. Chiar și așa, prim-ministrul Natalia Gavrilița ne-a spus că Ministerul Mediului nu are de gând să schimbe mecanismul de distribuție a masei lemnoase. Asta deși primarii din mai multe localități din țară s-au plâns că acesta ar fi fost gândit prost de autorități. Noi nu am schimbat procedura din anii trecuți. Scopul programului guvernului în aprovizionarea cu lemne a fost menținerea
aceluiași preț și asigurarea ofertei suficiente. Premierul nu a putut să ne spună câte persoane nu și-au primit lemnele după ce au depus cereri în acest sens și a menționat că datele le putem obține de la Ministerul Mediului. Cei din urmă însă au pasat responsabilitatea celor de la Moldsilva care nu ne-au răspuns la apeluri. Am avut sub 10 apeluri în ultima săptămână. Înțelegem că există anumite localități unde nu sunt suficiente lemne, deci vedem cum putem aduce din regiunile unde sunt mai multe păduri, sunt mai multe tăieri, spre celelalte localități. Natalia Gavrilița ne-a dat asigurări că în această săptămână în țară va ajunge prima tranșă de lemne din România, care va fi distribuită în acele localități unde se înregistrează un deficit. Partenerii noștri internaționali au căzut de acord să vină cu susținere pentru a procura o anumită cantitate de lemne din România și a o transporta spre localitățile unde sau spre raioanele unde este insuficiență de lemne și aceasta se va întâmpla în următoarele zile. Până la data de 10 decembrie, din cele peste 210.000 de persoane care s-au înscris în lista beneficiarilor de 3 metri sterli de lemn la un preț stabilit de stat, doar 70.000 le-au primit, adică circa 30%. Problema ar fi în mecanismul de distribuție a lemnelor care a fost gândit prost de guvern, se plâng primarii din diferite localități. În acest sens, ei au sarcina de a împărți lemnele, fără însă să fie asigurați din punct de vedere logistic. 47 de președinți și șefi de guverne, precum și conducătorii Uniunii Europene, urmează să vină la Chișinău pe data de 1 iunie. O invitație oficială în acest sens a fost semnată de șefa statului Maia Sandu și de președintele Consiliului European Charles Michel. Liderii întruniți la Chișinău urmează să participe la reuniunea Comunității Politice Europene. Aceștia vor pune în discuție eforturile comune pentru pace în contextul războiului din Ucraina, apărarea democrației, consolidarea securității energetice și reziliența statelor europene. Comunitatea Politică Europeană a fost creată anul trecut la inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron. Prima reuniune a avut loc la Praga în octombrie anul trecut. Tânărul de 22 de ani care a fost răpus săptămâna trecută de virusul gripal s-a adresat prea târziu la medic. Asta a și cauzat decesul, spune secretarul de stat al Ministerului Sănătății, care menționează că acesta nu avea alte probleme de sănătate. În acest sens, experții în sănătate publică recomandă să ne adresăm specialiștilor la primele simptome ale bolii. Este un caz de gripă cu evoluție fulminantă, un caz care, din păcate, după o perioadă mai lungă de timp care de autotratament la domiciliu, s-a adresat destul de tardiv și este și o formă complicată, după cum spuneam, fulminantă de gripă, dar la moment comisional se studiază cazul pentru a veni cu răspunsuri mai exacte. Potrivit secretarului de stat, pacientul de 22 de ani, care nu avea alte comorbidități, a decedat deoarece suferea de o formă complicată de gripă, iar asta pentru că nu s-a adresat la timp la medic. Tânărul a fost internat în stare gravă la Institutul de Fiziopneumologie. Acesta a spus medicilor că s-a adresat specialiștilor după 5 zile în care s-a simțit rău. În acest sens, specialiștii din sănătate recomandă să ne adresăm la medic la apariția primelor simptome. Simptomele gripei de anul acesta sunt practic simptomele clasice. Durere în gât, rinoree, foarte mulți oameni fac febră. Eu cred că în oricare situație, la primele simptome, când nu știți ce este, este gripa sau este coronavirus sau este un mix de gripă și coronavirus, cel mai important este persoana să se izoleze, să se autoizoleze, să nu mă lipsească mai departe familia. Totodată, potrivit Alei Tocarciuc, autoritățile ar trebui să lanseze o linie fierbinte pentru pacienții care au o formă ușoară de gripă. Ar fi bine să fie un fel de linie roșie sau linie fierbinte pentru acești pacienți unde ar putea fi ghidați după simptome. Ce pastilă să ia peste 2 ore să vorbească iarăși cineva de medici. Decesul cauzat de virusul gripal a fost înregistrat săptămâna trecută. Acum 2 săptămâni, când se înregistra un număr ridicat de cazuri de gripă, Ana Nemerencu anunța că nu vor fi introduse restricții pentru a preveni îmbolnăvirile. Ministrul a declarat atunci că oamenii trebuie să-și poarte singuri de grijă. De la începutul lunii octombrie anul trecut și până în prezent, în țara noastră au fost confirmate în total 932 de cazuri de gripă.
gripă, peste 136.000 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii și aproape 6.000 de cazuri de infecții respiratorii acute severe. Și în timp ce la Chișinău autoritățile nu iau măsuri pentru a preveni îmbolnăvirile de viroze și gripă, la Comrat se impun anumite reguli. Sunt vizate grădinițele. Мы включаем бактерицидные лампы. В течение дня педагоги измеряют температуру у детей. Iar părinții nu au acces în grădinițe. Ce alte măsuri au luat autoritățile locale, aflați în jurnal. Situație incertă cu privire la stocurile de antivirale în țara noastră. În timp ce prim-ministrul declară că mai multe medicamente sunt de negăsit în farmacii, ministrul Sănătății spune că deficitul înregistrat este unul neînsemnat. Ba mai mult, Alan Emerenco menționează că și alte țări din regiune se confruntă cu această problemă. Doamna Nimerenco, eu înțeleg că avem un anumit deficit de medicamente antivirale în farmaciile din țară. Cel puțin asta ne semnalează anumiți oameni. Aceasta se întâmplă pe piața și altor distribuitori și pe piața țărilor Uniunii Europene. Aceasta se întâmplă și în România, deci noi avem un deficit din cauza că nu mai primim acum acele medicamente care erau importate din Ucraina și din Rusia. De asemenea, în România medicamentele din aceste categorii de grupuri de medicamente, deci care se produc chiar în România, sunt stocate pe piața lor. În acest context, Alan Emerenco a declarat că a solicitat omologului său din România ca interdicția de export a medicamentelor să fie excluse pentru Republica Moldova și șeful Agenției Medicamentului, Dragoș Guțu, spune că este un deficit neînsemnat. La ora actuală noi nu avem o problemă legată de clasele astea de produse. Pentru unii producători stocurile s-au micșorat puțin, în special tot ce ține de formele siropate pentru copii, pentru alți producători avem suficient. Acesta a precizat că stocurile de antivirale, antibiotice și antiinflamatorii sunt monitorizate pentru a treia săptămână consecutivă. Organizația Mondială a Sănătății recomandă din nou călătorilor să poarte masca de protecție în avioane în contextul răspândirii rapide a cele mai recente subvariante de Omicron numite Kraken. Recommendation is that passengers should opt to wear a mask in high-risk settings such as long-haul flights, and this should be a recommendation issued to passengers arriving from anywhere where there's widespread COVID-19 transmission. În Europa, noua subvariantă Kraken a fost detectată la un număr restrâns, însă în creștere de persoane, au declarat reprezentanții ai Organizației Mondiale a Sănătății. Experții nu sunt siguri dacă noua tulpină va provoca propriul val de infecții la nivel mondial, vaccinurile actuale continuând să protejeze împotriva riscului de simptome severe, spitalizare și deces, potrivit experților. E o vreme a extremelor în lume. Diferențele de temperatură între Rusia și vestul Europei depășesc 60 de grade. În timp ce Rusia se confruntă cu temperaturi care ajung și la minus 60 de grade, în multe țări din Europa, mercurul în termometre ajunge până la 20 de grade. Mai multe informații despre vreme aflați în jurnal. Șeful grupului de mercenari Wagner a afirmat din nou că a cucerit orașul Soledar din estul Ucrainei, ucigând aproximativ 500 de soldați ucraineni care au refuzat să se predea. Statul major al Ucrainei a negat această informație și președintele Volodymyr Zelensky a contestat la rândul său pierderea totală a orașului, spunând că luptele continuă. Soarta orașului Soledar este încă neclară. Șeful grupului Wagner, Evgeni Prigojin, a anunțat aseară într-un comunicat pe Telegram că forțele sale dețin controlul asupra orașului, precizând că unitățile ucrainene care nu doreau să se predea au fost distruse. Forțele Wagner au ucis aproximativ 500 de oameni. Întregul oraș este presărat cu cadavrele soldaților ucraineni, a scris Prigojin. Kremlinul a evitat să pretindă că Moscova are controlul deplin al orașului, iar Ministerul Rus al Apărării vorbește despre лупте в курс. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали Солидар, северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника.
Штурмовые отряды ведут бой в городе. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a contestat la rândul său pierderea totală a orașului, spunând că luptele continuă. Держава терористы и пропагандисты намагаються зробити вигляд, нібито якась частина нашого міста Солидару майже повністю зруйнована окупантами міста. Ніби це якийсь здобуток Росії. Ну, вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається. Statul major de la Kiev a declarat că intensitatea luptelor din zonă ar putea fi comparată cu luptele din timpul celui de-al doilea război mondial, în timp ce rușii folosesc în mare parte arme din perioada sovietică. Preluarea controlului asupra Soledar va ajuta rușii să avanseze spre Bahmut, un oraș important din punct de vedere strategic, în contextul eforturilor de a ocupa întregul Donbass. De aici, drumurile și căile ferate merg spre orașele mari, Kramatorsk și Slaviansk. Serviciul de graniciere al Ucrainei a publicat imagini care arată cum este oprită înaintarea trupelor ruse spre Soledar. Înregistrarea arată cum membri ai grupului de mercenari Wagner sunt urmăriți la fiecare pas de ucraineni cu ajutorul dronelor, înainte de a deschide focul cu mitraliere de calibru greu asupra lor. Totodată, armata ucraineană afirmă că a ucis peste 100 de soldați ruși într-un alt atac în Soledar, după ce forțele ucrainene au lansat o rachetă asupra unui grup de militari și a prezentat imagini. Rușii la rândul lor au lovit Hersonul și Zaporojia aseară, infrastructura fiind afectată, iar mai multe case avariate. Au fost atacate și mai multe localități din Donețk, iar Ministerul Rus al Apărării a prezentat și imagini în care îi laudă pe artileriștii ruși, despre care spune că atacă țintele naționaliștilor ucraineni. Institutul American pentru Studiul Războiului spune că succesele parțiale ale armatei ruse la Soledar nu înseamnă deloc că acestea vor reuși să doboare frontul ucrainean și să captureze Bahmut. Potrivit experților, Putin încă mai crede că armata rusă este capabilă de operațiuni ofensive pe scară largă, dar astfel de evaluări nu sunt probabil adevărate. Un obstacol important va fi și incapacitatea industriei rusești de a rezolva problema lipsei de muniție. Rusia ar putea folosi Belarusul pentru a lansa o nouă invazie terestră dinspre nord. Astfel că Ucraina trebuie să fie pregătită, a afirmat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după o vizită în regiunea Lviv. El a mers acolo pe fundalul exercițiilor aeriene ruso-belaruse, ce urmează să înceapă luni. Zelensky și-a început vizita la Lviv cu o ceremonie în memoria soldaților ucraineni uciși în luptă după începerea invaziei ruse în februarie anul trecut. Volodymyr Zelensky a ținut o ședință de coordonare pe chestiuni de securitate, în contextul în care Rusia și Belarus plănuiesc să organizeze exerciții aeriene comune începând de lunea viitoare. La Lviv, Zelensky s-a întâlnit cu președinții Poloniei și Lituaniei, iar Andrzej Duda a declarat că Polonia va transfera mai multe tancuri grele germane Leopard în Ucraina. Serviciul de presă prezidențial a anunțat ulterior că la întâlnirea de la Lviv s-a discutat despre starea de protecție a frontierei de stat, situația operațională la granița cu Republica Belarus și măsurile de contrasabotaj în aceste teritorii. Ucraina a avertizat în repetate rânduri că Putin ar putea încerca să folosească Belarus pentru a lansa o nouă ofensivă împotriva Ucrainei dinspre nord, un pas care ar deschide un nou front major în acest război. Belarus, care este un aliat apropiat al Moscovei, i-a permis să Rusiei să utilizeze teritoriul său pentru a ataca Ucraina pe 24 februarie anul trecut, tot în urma unor așa zise exerciții militare. În timp ce la Chișinău, unde sunt cele mai multe cazuri de viroze și gripă, nu au fost luate măsuri pentru a preveni îmbolnăvirile, la Comrat au fost impuse anumite restricții. În grădinițe, de exemplu, copiilor li se măsoară temperatura, iar părinții nu au voie să intre în grupe. La nivel național, restricții ar putea fi impuse doar după ce numărul de infecții va crește și mai mult, spune ministrul Sănătății.
De dimineață, copiilor din grădinițele din Gombrat li se măsoară temperatura, iar părinții nu au acces în sălile de clasă. Astfel, copiii sunt lăsați la intrare, iar educatorii conduc în grupe. Здоровье детей, абсолютно любые меры, связанные с введением карантинных норм, это вполне естественные моменты, которые возможно, предотвратят распространение того или иного вируса. Это никак мне не мешает, это все вполне удобно, все четко сделано. Я сам болел, сам прошел через это, я думаю, что второй раз, кому не хочется это. Ну, тем более, как бы дети, это дети. Iar la sfârșit de zi, angajații grădinițelor dezinfectează toate încăperile. Мы включаем бактерицидные лампы. В течение дня педагоги измеряют температуру у детей, заносят эти данные в тетрадь. И таким образом мы пытаемся уменьшить риск заболеваний и контактов. Decizia de a introduce aceste măsuri în grădinițe a fost luată de Centrul de Sănătate Publică din Comrat, după ce în ultimile zile numărul de îmbolnăviri în rândul copiilor de până la 7 ani a crescut. Potrivit medicilor, săptămâna trecută în Comrat s-au înregistrat aproape 650 de cazuri de infecții virale acute. Лабораторно подтвержден. На прошлой неделе 4 случая. В детских садах еще ввели эти меры в связи с тем, что школьники были на каникулах. И многие дети не посещали детские сады. И так как эта вирусная инфекция распространяется очень быстро, и есть детки, которые контактировали с больными дома. Asta se întâmplă în timp ce în capitală, unde sunt cele mai multe cazuri de viroze și gripă, autoritățile spun că deocamdată nu sunt necesare restricții. Noi recomandăm măsurile de protecție, de prevenire ca în toți anii. Deci suntem într-un sezon obișnuit în care există aceste alerte epidemiologice cu număr mai mare de infecții virale. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fim prudenți, dar aceasta nu înseamnă restricții. Numărul dat nu impune, trebuie să fie un număr destul de mare, care nici de cum noi nu l-am atins. De la începutul lunii octombrie anul trecut și până în prezent, în țara noastră au fost confirmate în total peste 950 de cazuri de gripă, peste 130.000 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii și aproape 6.000 de cazuri de infecții respiratorii acute severe, iar o persoană a murit de gripă. Vreme extremă în lume. În timp ce Rusia se confruntă cu ger și temperaturi de minus 44 de grade, în Europa valorile termice rămân ridicate pentru această perioadă, maximele ajungând la 20 de grade. În statul California, 20 de milioane de oameni sunt afectați de inundații. În stațiunile de schi din Franța și România, în schimb, e bucurie. A început să ningă după aproape 2 luni de iarnă neobișnuit de blândă. În timp ce în unele orașe europene, din cauza unei ierni obișnuite de calde, copacii au înmugurit, la Moscova au venit înghețurile severe. În ultimele zile a fost cea mai rece perioadă din acest secol. În regiunile din districtul federal Volga din Rusia s-au înregistrat înghețuri sub 30 de grade. În Bașchiria a fost doborât un record de temperatură de aproape jumătate de secol. Temperatura în mitea stanțului Ufadiomu penejalas de minus 1,1 градуса, а в 1974 году предыдущий рекорд у нас составлял минус 37,6 градуса. Din cauza gerului, cursurile au fost anulate în aproape toate școlile din regiunea Saratov și elevii din Ijevsk studiază de la distanță. În unele regiuni este așteptată vreme anormal de rece. În Iacutia, regiunea Magadan și Ciucotca se așteaptă temperaturi de până la minus 53 de grade. Potrivit unei hărți meteo postate pe pagina de Facebook a Sivia Weather Europe, diferențele de temperatură între Rusia și vestul Europei depășesc 60 de grade. În sudul Spaniei, temperaturile nu scad sub 18 grade nici măcar noaptea, iar în Grecia sunt 20 de grade. În schimb, în stațiunile de schi din Franța, Italia și Austria, în sfârșit ninge după aproape 2 luni în care munții rămăsese fără zăpadă. În stațiunile montane din sudul Alpilor, zăpada va ajunge la aproape o jumătate de metru, spun meteorologii francezi. Nu este însă atât de vesel peste ocean. Ploile torențiale și vijeliile care s-au bătut în ultimele 10 zile asupra statului american California au condus la alunecări de teren și inundații puternice.
În unele zone, cantitatea de apă a depășit și de 7 ori normalul acestei perioade. Furtuna a făcut deja 17 victime, iar un copil de 5 ani este dat dispărut. I've never seen anything like this in all my 41 years living in this city, so nothing like this. This is indescribable. Mii de oameni din California au fost sfătuiți să-și părăsească locuințele. A fost evacuat și orașul Montecito, unde locuiesc mai multe vedete de la Hollywood, inclusiv prezentatoarea Ellen DeGeneres, care a publicat pe Twitter și o înregistrare video. This street next to our house never flows, ever. Ploile torențiale din California, ca și ninsorile abundente din zonele montane, sunt rezultatul unui aer tropical umed care a pătruns din regiunile tropicale din Oceanul Pacific. Un al doilea set de documente clasificate au fost găsite de echipa juridică a președintelui Joe Biden într-o altă locație, scrie CNN. Nu este clar când au fost descoperite documentele suplimentare și dacă a fost finalizată căutarea altor materiale secrete pe care Biden le-ar putea avea din perioada în care a fost vicepreședinte. Arhivele naționale au sesizat Departamentul de Justiție pentru investigații suplimentare. Echipa juridică a președintelui Joe Biden a găsit un alt lot de documente guvernamentale în momentul în care a făcut căutări într-o a doua locație, după ce inițial găsise materiale confidențiale într-un birou privat folosit de actualul președinte. Potrivit NBC, în nou lot de documente sunt și unele clasificate, ceea ce înseamnă că nu trebuiau să se afle acolo. Casa Albă a refuzat să comenteze acest subiect. This is an ongoing process under the review of the Department of Justice, so we are going to be limited on what we can say here, but as the president told you, as my colleagues have said to many of you, we are committed to doing the right thing. Biden a declarat că nu a știut că unele documente clasificate au fost duse în biroul său privat după ce a părăsit postul de vicepreședinte, iar avocații săi au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. Au contactat imediat Arhiva Națională după ce documentele au fost găsite. Situația a declanșat critici din partea republicanilor lui Trump, care susțin că guvernul federal a stabilit un dublu standard politic. Every time we find something that comes out before the election dealing with Biden's family, it's pushed under the rug. It's called a lie. It's called that the Russians are doing it. And now why did they treat President Trump totally different than DOJ? Există un contrast puternic între scenariul care se conturează în cazul lui Biden și saga în curs de desfășurare cu fostul președinte Donald Trump. Principala diferență este autodezvăluirea, susțin experții. Often makes a big difference when something's voluntarily disclosed to the government versus the government having to go out there and dig it up themselves. The allegations as it relates to President Trump are much different. When the National Archives asked for President Trump and his team to return those documents, they returned some documents, but not all documents. A grand jury subpoena was issued, some but not all documents were returned. A search warrant was issued, and sure enough, a number of other remaining top secret documents were still in former President Trump's. Totuși, echipa de avocați a lui Trump crede că acum va beneficia de pe urma dezvăluirii că Biden a avut documente clasificate în posesia sa după ce a părăsit funcția de la Casa Albă, spun mai multe surse. Plus, cu o nouă majoritate republicană din Camera Reprezentanților gata de luptă, repercusiunile politice mai degrabă decât judiciare ar putea fi catastrofale în ceea ce privește reputația și comunicarea, adevăratul călcâi al lui Ahile, al președintelui american. Manchester City a fost eliminată surprinzător din Cupa Ligii Angliei. Echipa condusă de Pep Guardiola a fost învinsă de ultima clasată din Premier League. În schimb, tenismena Cristina Buchșa a profitat de șansa sa și a ajuns pe tabloul principal de la Australian Open. Tânăra originară din Moldova, care reprezintă Spania, a bifat o victorie categorică în meciul decisiv din calificări. Și Paris Saint-Germain a avut parte de victorie. Înainte de meciul de aseară al clubului parizian, fotbaliștii i-au adus un omagiu legendarului Pelé. Mai multe detalii, revenim la știrile din sport. Filmul autobiografic The Fablemans, regizat de Steven Spielberg, și pelicula despre doi prieteni pe o insulă irlandeză și-au adjudecat câte un glob de aur. Steven Spielberg a câștigat un trofeu și pentru regie, în timp ce Colin Farrell a primit statuieta pentru cea mai bună interpretare în rol principal. În timpul ceremoniei, președintele ucrainean a adresat un mesaj de pace.
Regizorul Steven Spielberg este marele câștigător al Globurilor de Aur. El a obținut premiul pentru cel mai bun film și premiul pentru regie cu The Fabelmans. Un film cu profunde note autobiografice, spune povestea unui adolescent din Arizona care aspiră să devină cineast. And the Golden Globe goes to... Mr. Spielberg, step right up here, we have The Fabelmans! Kate Blanchett a triumfat la categoria cea mai bună actriță dintr-un film dramatic, iar Colin Farrell a fost desemnat cel mai bun actor într-o comedie. Filmul în care joacă The Ben și Sofie Neșiren a primit o statuietă și pentru regie. Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur s-a desfășurat la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul a fost prezentat de actorul de comedie Gerard Carmichael. I am your host, Gerard Carmichael. Sure. Sure, sure, sure. And I'll tell you why I'm here. I'm here because I'm black. Este pentru prima dată în istoria ceremoniei de premiere când un bărbat de culoare a fost desemnat în calitate de gazdă, iar 5 din cele 7 premii de deschidere au fost acordate persoanelor de culoare. Actorul de comedie Eddie Murphy a primit premiul onorific pentru întreaga carieră și a oferit câteva sfaturi pe care le-a urmat. Pay your taxes. Mind your business. And keep Will Smith's wife's name. În cadrul ceremoniei, președintele ucrainean a transmis un mesaj de pace și a mulțumit pentru solidaritatea pentru țara sa. There will be no third world war. It is not a trilogy. Ukraine will stop the Russian aggression on our land. Premiile Globurile de Aur sunt acordate de Asociația Presei Străine la Hollywood. Distincțiile sunt o avantpremieră pentru Oscaruri. Cea de-a 80-a ediție a premiilor Globul de Aur a adus în fața publicului o mulțime de vedete, care și-au ales ținutele cu mare grijă. Unele însă au dezamăgit cu aparițiile și au fost criticate, în timp ce altele au fost admirate pentru siluetele sexy, dar nu și pentru ținute, așa cum este și cazul actriței Heidi Klum. Ceremonia de la Globurile de Aur servește drept indicator nu numai pentru cine va câștiga Oscarurile martie, ci și pentru tendințele în materie de modă. O mulțime de invitați au optat pentru ținute negre și de inspirație gotică, dar au existat și culori puternice și o abundență de volane și paiete strălucitoare. Printre cele mai frumoase prezențe a fost superstarul de la Hollywood, Salma Hayek, care a ales o rochie nude cu mergele și cu un decolteu generos. Margot Robbie a optat pentru o rochie roz în care părea că valsează pe covorul roșu. Legenda de la Hollywood, Jamie Lee Curtis, a uimit pe covorul roșu într-un costum negru cu pantaloni și pelerină din dantelă. Actrița din Orange is the New Black, Laverna Cox, a mers pe covorul roșu într-o superbă rochie semnată de John Galliano. Fotomodelul Heidi Klum a purtat o rochie mini cu paiete argintii și cu pene mov, iar Daily Mail a pus-o pe lista celor mai prost îmbrăcate vedete de la Globurile de Aur. Selena Gomez a ajuns și ea pe lista vedetelor prost îmbrăcate din cauza mânecilor rochiei. Emma Darcy, actrița non-binară care a primit o mulțime de laude pentru prestația ei din House of Dragon, de asemenea a ajuns pe lista celebrităților care nu au fost foarte inspirate de data aceasta. Jenna Ortega, vedeta din Wednesday, a atras critici prin prisma rochiei alese, Daily Mail scriind că s-ar fi potrivit mai degrabă pentru barul de pe o plajă. Tefi Pessoa a fost criticată pentru că a lăsat prea mult la vedere. Astfel de critici a primit și Gigi Paris. Liza Koshy a pus imaginația celor prezenți la încercare, dar alegerea sa nu a fost bine primită de criticii din presă. Spectacolul a revenit pe ecranele televiziunilor, iar vedetele au revenit cu stil la Beverly Hilton din Los Angeles după un an de pauză pe fondul boicotului studiourilor și al celebrităților.
În timp ce lupte aprige se duc în Soledar, Rusia încearcă cu disperare să schimbe cursul războiului, înlocuind încă o dată liderii militari. Șeful statului major rus, generalul Valeri Gerasimov, a fost numit comandant suprem al operațiunii din Ucraina. Astfel, Moscova l-a schimbat pe generalul Sergei Surovikin, care a fost numit în octombrie, acesta fiind asociat cu retragerea din Kherson, precum și cu atacurile grele asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Ministerul rus al apărării spune că l-a numit pe șeful statului major general Valeri Gerasimov în funcția de comandant general pentru operațiunea sa specială în Ucraina, pentru a crește eficiența gestionării operațiunilor militare. În octombrie anul trecut, Rusia îl promovase pe Sergei Surovikin, supranumit generalul Armageddon, în funcția de comandant principal al operațiunilor de luptă din Ucraina, după o serie de contraofensive ucrainene care au schimbat cursul conflictului. Surovikin va rămâne adjunct al lui Gerasimov. Această schimbare are loc pe fondul tensiunilor continue între figurile de rang înalt care se ocupă de războiul Rusiei în Ucraina. Marțiara, șeful grupului de mercenari Wagner, Evgeni Prigojin, i-a criticat pe Gerasimov și Shoigu, în timp ce susținea că armata sa, Wagner, a preluat controlul asupra micului oraș minier Soledar. Institutul pentru studierea războiului susține că Surovikin este favoritul lui Prigojin, iar numirea lui Gerasimov ca și comandant este necesară pentru a reduce autoritatea lui Prigojin. Analiștii vorbesc de mult timp despre tensiune apărute între armata și grupul privat de mercenari Wagner condus de Evgeni Prigojin. Ta intensivnost, tot napor, ta te emoții care Prigojin în tot ce вкладывă, сейчас наводит на мысль о том, что ну он совершенно конкретную цель перед собой видит. Я стал вот прикидывать, на что он может рассчитывать. И подумал, что, может быть, он в кресло министра обороны метит. Он нужен Путину Владимиру Владимировичу как рекрутер живой силы, рекрутер пушечного мяса, как некая такая сила, которая позволяет немножечко пошевелить, так вот пощекотать нервы официальным политикам, типа того же Беглова, Шойгу, Герасимова и так далее, он очень полезен. Очень. Analiștii cred că Surovikin este transformat în țapul ispășitor al unei serii de eșecuri militare ruse recente, inclusiv pentru un atac ucrainean asupra unei cazărmi rusești din orașul Makiivka, care a ucis cel puțin 89 de soldați ruși, inclusiv recruții de anul nou, potrivit bilanțului Rusei și 400 potrivit bilanțului ucrainean. Ministerul britanic al apărării susține că decizia de a-l înlocui pe generalul Surovikin este un semn că Kremlinul este conștient că nu reușește să își atingă obiectivele în Ucraina. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!